Romulus Bulacu și Cristian Buican au fost prezenți la ședința Consiliului Național al PNL pentru a vota susținerea pe care liberalii o vor acorda premierului Dacian Cioloș pentru o nouă nominalizare. Peste câteva zile, liberalii din teritoriu vor reveni la București pentru a participa la un miting electoral. Domnule Bulacu, mare ședință astăzi la capitală. Ce subiect aveți și despre ce este vorba? Păi, suntem la apropierea campaniei electorale. Începem în forță campanie electorală cu ședința Consiliului Național de Coordonare a Partidului Național Liberal și sigur că pregătim programul Partidului Național Liberal și sigur că probabil că trebuie să discutăm și susținerea pentru funcția de prim-ministru a domnului Dacian Cioloș. Deci sunt niște decizii importante pentru Partidul Național Liberal și forumul de conducere este astăzi invitat să ia aceste decizii. Duminică, la București, în Piața Revoluției, are loc un meeting electoral la care participă un număr impresionant de membri ai Partidului Național Liberal din toată țara. Județul Vâlcea va participa cu 750 de membri. Deci, sigur, este un meeting în care vor fi transmise mesajele Partidului Național Liberal pentru campania electorală face parte din programul Partidului Național Liberal. Deci, sunt evenimentele de lansare, de fapt, a campaniei electorale, a candidaților noștri pentru funcția de parlamentar. Cât privește micșorarea unor taxe votate de PSD, liberalul Romulus Bulacu este de părere că măsura este una populistă și pur electorală. Nu înainte cu două săptămâni de a începe campania electorală, pentru a fi, cum să spun eu, senzația de pomană electorală. A face eliminarea taxelor, trebuie să încerci să spui dacă bugetul României este capabil să susțină și celelalte acțiuni. Micșorești o taxă, să spunem, din o anumită zonă și atunci trebuie să elimini anumite finanțări, poate de la investiții, poate de la sănătate, poate de la din alte zone decât salarizarea. Deci, sigur, sunt lucruri care trebuie foarte bine gândite și cred că populația a înțeles că aceste decizii luate cu un timp scurt înainte de campanie electorală sunt pomeni electorale și nu au justificare solidă. Se minte electoratul înainte de campanie electorale, dar România e tot săracă. Oare n-am înțeles totuși că altă politică trebuie făcută, nu asta, înainte de campanie electorală, să facem promisiuni? De ce nu au făcut, că au avut majoritate în Parlament, puteau să o facă toată perioada asta, din 2012 până acum, puteau să micșoreze toate taxele posibile. Aveau și guvern, au avut și majoritate parlamentară, dar, scuze-mi aminte, ei au pus, PSD-ul a pus taxe, 40 de taxe, taxa pe stârp, dacă vă aduceți aminte, accize. Deci e o păcăleală. Liberalii spun că o altă viziune asupra scăderii unor impozite și taxe în măsura în care se găsește o altă sursă de finanțare la bugetul local.